Aș vrea să vorbim despre programele de ajutor de stat pentru întreprinderi mici și mijlocii, pentru startup-uri mai ales și în primul rând despre programul de sprijinire a SRL debutanți, SRLD. Când se lansează? Înțeleg că se lansează pe 24 august. Da, într-adevăr, pe 24 figurează în calendarul nostru estimativ, cu siguranță că ne vom ține de aceste termene. Este un program, vreau să vă spun, care este mult așteptat de mediul privat. Fiecare an avem tot mai mulți aplicanți pe program. A avut un impact foarte bun anul trecut. Pe SRLD au fost create 830 de noi locuri de muncă și 210 noi afaceri în mediul rural. Deci 210 aplicanți au câștigat. Nu, 210 locuri de muncă noi create pentru aplicanți. Anul acesta, într-adevăr, îl deschidem pe data de 24. Și precum ați spus, să vorbim. Cât timp va fi deschis? 10 zile durează aplicația, da, este noi toate programele noastre pe care le avem și le implementăm, înscrierea este online. Este o transparență, dacă vreți să spunem așa, și eliminăm subiectivismul evaluatorilor. Acum o să ajungem să vorbim mai în amănunt, dar vroiam și pentru celelalte programe să spun câteva cuvinte, pentru că avem 7 programe pe care le gestionăm și 2 dintre ele, unul a fost și închis startul, avem 1036, comerțul care acum pe 15 se închide, o să lansăm și femeia manager, incubatoarele, meșteșugurile și artizanatul. Dar acest program SRLD se adresează într-adevăr întreprinzătorilor debutanți în afaceri. Până acum, până anul trecut am avut și limita de vârstă, acel 35 de ani, a fost eliminată la solicitarea mediului de afaceri. Deci care sunt condițiile acum? Nu trebuie să mai ai maxim 35 de ani, trebuie să fii debutant în afaceri. Debutant să înființezi pentru prima dată o afacere și să nu mai fi fost acționar sau asociat la o altă întreprindere. Dar dacă ai fost PFA, de pildă, e vreo problemă? Păi da, pentru că tot desfășurarea unei activități economice. Deci nu poți să beneficiezi de program. Nu. Programul are un buget de 29.879 de milioane de lei. Ne-am calculat noi așa la vreo 600 de beneficiari, estimăm că vor fi pe program. Anul trecut câți au fost? Anul trecut tot așa la vreo 500 parcă. 500 de câștigători. Da. Ca și condiții pentru întreprindere, vorbim acum întreprinderea care se înființează pentru a beneficia de facilitățile de program și o să vorbim și despre facilități. Ca și condiții de eligibilitate, întreprinderea trebuie să fie înființată de către un întreprinzător debutant, să fie SRLD, să fie micro-întreprindere și de asemenea să nu aibă mai mult de 5 în domeniul de activitate, în 5 coduri CAEN, 5 coduri clase de activitate. Ca și facilități pe program, bineînțeles, facilitatea mare este aceea în care se oferă 10.000 de euro nerambursabil maxim pe beneficiar, 50% din costurile totale eligibile. Deci trebuie să ai tu 10.000 de euro. Da. De fapt, dacă vorbim corect, trebuie să ai 20.000 de euro, pentru că se pune și 50% este AFN-ul și trebuie să ai. Noi mergem la toate programele pe principiul rambursării, nu pe mecanismul de conferit celor de plată. Deci mai întâi cheltuiești de la tine. Și pe urmă cererile de plată le faci ca să-ți recuperezi banii de la stat. Deci 50% e AFN-ul, 50% contribuția proprie. Pe urmă sunt acele scutiri de la plata contribuțiilor de asigurări sociale pentru maximum patru angajați cu carte de muncă pe perioadă nedeterminată, scutirea de la plata taxelor de înmatriculare la ONRC, asistența este gratuită de la oficii, oficiile noastre teritoriale oferă asistență gratuită, iar ca obligații, ce obligații au acești aplicanți, beneficiari ai programului nostru, trebuie să notifice în scris oficiul atunci când își face un SRLD, să reinvestească cel puțin 50% din profitul pe anul fiscal anterior și să-și mențină, să angajeze și să mențină cel puțin 2 angajați cu contract pe perioadă nedeterminată. Cât timp poți să-i ții? Adică
am înțeles că contractul e pe perioadă nedeterminată, dar 3 ani durează monitorizarea. Atât cât durează monitorizarea, 3 ani ei trebuie să rămână acolo angajați. Ești obligat să ții. Da, așa. Da. Spuneați că practic ai nevoie de 20.000 de euro ca buget să intri în acest program, dar 10.000 de euro îți vor fi decontați dacă te califici, iar 10.000 de euro este aportul tău în afacerea respectivă. Totuși, când vorbim de debutanți în afaceri, vorbim de o persoană cu fără bani, care nu au bani, nu au nici acces la credite. De unde reușesc ei să obțin acești bănuți? Că e vorba de 20.000 de euro totuși. Știu, haideți să vorbim un pic și de accesul la credite, pentru că am participat săptămâna trecută la un eveniment cu Vara IMM-urilor și acolo s-a adus în discuție acel sondaj făcut de Banca Națională a României referitor la accesul la finanțare. Și surprinzător, 62% din companiile intervievate au răspuns că nu au solicitat credit în perioada analizată, vorbind de octombrie 2014, martie 2015. Sondajul a fost făcut pe 10.500 de companii nefinanciare, din care 85% IMM-uri. Deși în teritoriu mă întâlnesc cu reprezentanții mediului de afaceri, am pornit o caravană în teritoriu încă din aprilie, tocmai pentru a comunica măsuri și a identifica problemele, mă întâlnesc și îmi spun că creditarea nu e lansată. Băncile nu vin înspre ei și nu sunt deschise pentru a oferi credite. Iată că avem acest sondaj al BNR-ului care ne spune că 62% din firme n-au solicitat, iar 64% au spus că nici nu vor solicita, indiferent de cost. 64% din companii nu vor solicita un credit în lei sau 68% în euro. Într-adevăr, este mai greu pentru un debutant să vii cu această sumă, dar să știți că nu am avut niciodată probleme. Pentru, am spus, 500 anul trecut, anul ăsta avem pentru 600 de beneficiari. Toți găsesc posibilitatea de a pune această sumă ca apoi să li se ramburseze acei 10.000 de euro. Niciodată n-am avut probleme să nu fie să aplice și să rămânem cu banii să-i dăm înapoi. Deci, spuneți că bugetul s-a consumat integral. S-a consumat. S-a consumat în ce sens? Proporție de 90%. Noi până acum, până anul acesta, și am eliminat anul ăsta, am avut o convenție, am derulat în parteneriat cu CEC-ul. Banii mergeau la CEC, CEC-ul dădeau aceste credite. Ei și nu au reușit să dea toți banii, indiferent de solicitări, astfel încât o parte din bănuți, nu știu, un procent de 10%, s-au întors la bugetul statului. Anul ăsta am eliminat condiția de ca CEC-ul să fie intermediarul, astfel încât dăm posibilitatea tuturor băncilor să intervină în acest proces pentru a aplica aplicantul la partea de cofinanțare. Dar unde a fost problema? La CEC? La CEC. Păi, dar noi deja am virat când mi s-a cerut așa o estimare a ce am consumat a banilor. Noi, oricum, banii toți au plecat din minister. Deci undeva a fost o potignire la nivelul CEC-ului. De-aia anul ăsta am luat decizia să eliminăm și să lăsăm piața liberă să se ducă la orice bancă. Să nu mai întâmpine greutăți și să nu fim nevoiți să dăm bani înapoi la bugetul ăsta. Câte bănci sunt acum în programul aplicante? E nelimitat, se pot duce la oricare bancă. Deci n-am mai limitat anul ăsta la vreo bancă anume. Am înțeles. Sau un număr anume. Deci acum spuneți că nu o să mai avem acele potigniri, întârzieri la plată, pentru că asta au fost probleme reclamate. Au fost probleme. Acum vă citesc dintr-un raport al Curții de Conturi făcut pe perioada 2011-2013, în care arăta anumite deficiențe în programele acestea. Și cei de la Curtea de Conturi s-au referit în mod particular la trei programe. Programe pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor, vorba de acel Start. Programul pentru comercializarea serviciilor și produselor de piață, comerțul care a început, care se încheie astăzi, dacă nu înșel. Da. Și tot așa programul pentru stimularea înființării și dezvoltării, SRLD. Deci aceste trei programe efectiv au avut
Au fost numărul de proiecte finanțate, efectiv, a fost foarte redus, respectiv 31,5% din proiectele depuse de solicitanți și a fost acordat doar 7%, doar către 7% din IMM-urile care au dorit să participe în acele programe. Deci, practic, nu s-a consumat nici în total bugetul și s-au direcționat banii numai la un număr restrâns de IMM-uri solicitante. Vă spun acum care a fost problema și anul ăsta am îndreptat problemă, urmare și sesizărilor și recomandărilor Curții de Conturi. Una din probleme, v-am spus de ce nu s-au consumat toți banii, a venit din cauza programului SRLD, vă spuneam problema cu cecul și întorceam banii la bugetul de stat. În schimb, pe celelalte două programe, pe STAR și pe comerț, banii s-au consumat în integralitatea lor. Iar referitor la problema că probabil că asta vă referiți, au fost anumite firme și am constatat și noi, an de an veneau și aplicau cam aceleași firme. Da. Anul ăsta am introdus restricția și am spus că pot să beneficieze o singură dată în cadrul programului. Pentru că veneau firme, probabil că au avut consultanți care s-au mișcat mai repede, au făcut planurile de afaceri mai repede, le-au înscris și an de an veneau aceleași firme. La același program? Și sau? La același program, dar și la aceleași. Venea o firmă aplicat și pe start și pe comerț, da. Sau anul ăsta, anul următor la fel, anul ăsta să știți că am limitat să nu mai participe decât o dată în cadrul aceluiași program, astfel încât să mărim un pic plaja aplicanților, beneficiarilor noștri. Dar pot combina programele, de exemplu? Pot să mă duc la un start și după aceea să merg la un comerț sau la altceva, nu? Da.